și cu serviciul voluntar și private pentru situații de urgență, fiind un număr de 4 instituții cu 304 participanți. Au fost efectuate 1399 de instructaje ale sistemului și operatorii economici, au fost publicate 55 de articole de presă scrise sau s-a participat la 16 emisiuni radio și TV, toate acestea pentru formarea comportamentului preventiv al populației, în deosebire al copiilor. În acest context a fost organizată tabără de instruire în domeniul stațiilor de urgență cu participarea copiilor de la colegii Mihai Viteazul din Vitoria și Alexandru Papir Lădea Mindeș și un grup de voluntari din cadrul organizației THB din Germania. În domeniul managementului resurselor umane, activitățile au fost desfășurate conform reglementărilor reglementare și au urmărit folosirea eficientă a personalului încadrat și respectarea legislației pe linie de muncă. Cea mai sensibilă activitate în acest domeniu a fost cea legată de disponibilizarea personalului. Astfel, de la un stat de organizare care avea prevăzute 1118 posturi, din care încadrate au fost 787, în urma schimbărilor subvenite s-a ajuns la un stat de organizare cu 735 de posturi. A fost necesară punerea la dispoziție a 67 suboficieri, au participat la interviurile de valoare la număr de 91 de suboficieri pentru 57 de posturi. La această dată, unitatea este încadrată cu un total de 735 ofițeri, mai multe militari suboficieri salariați civili, în procent de 100%. Au fost trecuți în rezervă un număr de 29 de suboficieri prin disponibilizare, un ofițer și 25 suboficieri prin demisie, pensionare și clasare medicală. Au fost selecționați 18 candidați pentru școlile de ofițeri și suboficieri, fiind admiși 1 la facultate de pompieri și 4